Vă mulțumesc din curtoazie și pentru aprecieri, și spun că sunt de aceeași părere contrară cu a dumneavoastră în ceea ce privește uh, opoziția pe care o facem în Consiliul Județean. Și discreția? Uh, discreția provine din faptul că, la un moment dat, uh, au fost, să spunem așa, niște lucruri care ne-au îndemnat să fim uh, mai reținuți în ceea ce privește activitatea în Consiliul Județean, Cum inclusiv zic? în ce. Din punct de vedere organizatoric, din punct de vedere al poziționării în relația cu PSD-ul, și eu mi-am dorit foarte mult, vreau să vă spun, să vin în această dimineață la dumneavoastră, tocmai pentru a vă anunța că va urma, în cadrul grupului PNL de consilieri județeni, o perioadă în care, în mod vădit, vom demonstra că nu avem alianță cu PSD-ul în Consiliul Județean Argeș. Va adevărat... doi ani, va doi ani să spuneți treaba asta? Să vă gândiți, să vă poziționați, să vă repoziționați? Este... După v-ați dat seama că aveți o alianță cu PSD-ul? Nu este vorba că adică ne-a luat doi nu, nu, nu vă Eu, Eu vă spun dă altceva. Cu bulă. adică atât de greu v-ați dat seama. Suntem că, în data de 26. Cine va lămuri cumva că nu aveți o alianță de asta foarte prietenească și serioasă cu PSD-ul? S-a votat. votat în conducerea județeană și vă spun asta prin prisma faptului că de aproximativ patru zile am fost confirmat de colegi în poziția de nou lider al grupului și pot să vorbesc într-o oarecare măsură în numele grupului PNL. Am avut în fiecare zi discuții cu colegii în ultimele zile. Am început să promovăm și proiecte nu de patru zile, de mai multă vreme. Am avut o discuție chiar cu domnul secretar. General al Județului Argeș cu domnul Voica, cu domnul secretar general, în care ne-a spus că în ședința ordinară din luna septembrie va intra unul dintre proiectele noastre pe ordinea de zi, este cel referitor la organizarea unei comisii mixte de analiză și propuneri pentru îmbunătățirea managementului resurselor umane în spitalul. Județean de urgență, pitești, și când spun asta, poate sună cam tehnic. Pur și simplu ne dorim să înlăturăm o realitate din sănătatea argeșană, aceea de a avea spitale mai mult sau mai puțin bine conduse, dar care stau foarte prost din punct de vedere al numărului de medici. Avem secții unde numărul de medici este insuficient. Și nu poți să spui că oferi sănătate dacă nu ai medic pe o anumită specialitate, sau avem domenii unde chiar nu există medici. De exemplu, dacă ai o problemă, te duci de urgență la Spitalul Județean de Urgență Pitești, acolo este un număr insuficient de medici pe secția de urgențe, de primiri urgențe, unitatea de primiri urgențe, UPU, cum se numește generic. Iar, pe de altă parte, de exemplu, dacă vrei să faci o ecografie de specialitate, de principiu, nu are cine să o facă, pentru că nu avem medici ecografiști. În Asta vrem să îmbunătățim. E în adevărat, în care a spus spitalele bine. scot la concurs aceste posturi în mod regulat. Da, în mod regulat, cum spuneți, pentru că în mod regulat, cei care se ocupă de management la Spitalul Județean de Urgență cunoaște și noi foarte bine interimatele care au fost anterior actualului manager, dar mai ales comportamentul actualului manager a făcut în așa fel încât nu numai să nu fie atrași medici noi care să vină la Spitalul Județean de Urgență în Pitești, dar chiar au plecat medici din spital, medici unii chiar domiciliați în Pitești, au preferat în baza bunului management pe care l au din partea managerului de acolo și a relațiilor pe care le-au cu acesta să se mute la alte spitale din județul Argeș.